Nu vă uitați la tribune, că atunci vă veți speria. E o informație pe care, sau în care am toată încrederea și care provine de la... Mi-a fost furnizată de doamna profesoară Mihaela Cristescu, ne spunea că partea de marketing a acestui turneu a avut mult de suferit, practic a fost inexistentă, nu s-a promovat în niciun fel și atunci e normal pe undeva ca cei din conducerea WSA, World Snooker Association, să fie supărați și să își pună întrebări serioase în ceea ce privește ediția de anul viitor. 43 50. Sunt foarte bune pentru Peter de a restabili egalitatea. S-a uitat Peter Ebdon unde se lasă bila albă pentru a nu fi drept pe bila neagră. A obținut un unghi mic, dar suficient. Bila roșie a fost bila de joc. Și posibilitatea de un break consistent. 72. Frumoasă ieșirea la bila neagră și doar break de 73 de puncte. A dezvoltat și cele două bile roșii blocate, dar a pierdut poziția bile albe. S-a redresat și ar avea nevoie să obțină poziție în dreapta celor două bile roșii. Poate forța un carambol.
78. Plasa atacul în partea superioară a bilei albe și Adar va coborâ pentru bila albastră. Oh, și a avut un kick. Un kick la bila roșie. De aceea a ratat. Okay. Nici bila albă nu a mai rulat. Oricum, suficient break-ul de 88 de puncte reușit de Peter Ebdon, prin intermediul căruia restabilește egalitatea. Iată-l pe Ian Williams ștergând foarte, foarte atent. În special, bilele colorate sunt șterse în perioada dintre jocuri. Luăm o scurtă pauză, revenim cu jocul 7. În curând pe Eurosport. Acțiune maximă pe teren.